ziua și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi este luni, este aproximativ ora 1, am plecat în pauza de prânz pentru că vreau să ajung până la B&M. Eu v-am mai povestit despre acest B&M, că este un jumbo la scală mai mică și găsești foarte multe lucruri de casă, lucruri decorative, de la produse de curățenie, la rechizite, geamantane, chiar și mobilă, deci de toate au acolo. E foarte mișto magazinul și prețurile sunt destul de ok. Merg acolo pentru că aș avea câteva chestii pe care aș vrea să le iau. Spre exemplu, mi-ar trebui un nou preșuleț dintre acela care se pune sub bolurile de mâncare de la Blue, pentru că cel pe care l-are acum s-a tot udat și abia ieri am văzut că dedesubt, pentru că el s-a udat și eu nu am văzut, dedesubt a rămas ud și a început să mucegăiască un pic și atunci trebuie neapărat să îl înlocuiesc. Plus mi-ar mai trebui o cutie de plastic mai măricică pentru legume, pe care să o pun în debaraj și în care să țin legume gen cartofi, roșii, ceapă, în fine, legume. Și, nu știu, să vedem ce mai găsim. Poate găsesc chestii drăguțe, decorative, nu știu. Și geluri de duș îmi mai trebuiesc, pentru că mai am unul care e pe terminate. Cred că azi se termină, sigur. Și chiar mă gândeam la asta ieri în duș, că în urmă cu un an și ceva, îmi pare rău, nu prea mă vedeți de volan, dar eu v-am mai zis, nu am suport pentru telefon în mașină și v-am sprijinit cumva de stâlp și bord. E o poziție foarte, foarte ciudată, sper să nu cădeți de acolo, sper să mă mai asigur. Da, sper să nu cade telefonul de acolo, dar n-am altfel cum să vă pun. Ziceam de gelurile de duș că în urmă cu un an și ceva, fără exagerare, aveam în baie peste 10 geluri de duș desfăcute, pe care le foloseam așa prin rotație, pentru că mă plictiseam foarte repede de mirosul gelului de duș. Și deși aveam foarte multe geluri de duș la duș, mă rog, la baie, tot cumpăram și chiar vorbeam cu o prietenă de ale mele că îmi spunea că sunt nebună pentru că cumpăr atâtea geluri de duș și că na, nu e ok. Dar după aceea m-am potolit, mai ales după ce ne-am mutat în casa nouă, n-am mai simțit nevoia să cumpăr atâtea, adică aveam 1, 2, 3 maxim geluri de duș la baie, le foloseam pe alea, când se terminau, luam altele. Și ceea ce e și în cazul de față, să văd ce geluri de duș găsesc, că de obicei nouă ne plac astea de la Nivea sau Dav, restul nu prea ne plac atât de mult, și să vedem ce sortimente găsesc, pentru că pe partea asta la B&M nu prea stau bine în ceea ce privește varietatea. În rest, diseară trebuie să mergem la veterinar cu Blue, pentru că aș vrea să-i fac așa un control de rutină. N-am mai fost la veterinar cu el de când l-am operat anul trecut. Anul trecut a fost operat prin mai din cauza că avea pietre la vezică. De atunci n-am mai fost la control. Bine, am mai fost la control după operație, nu știu, la vreo lună, să se asigure veterinarul că e totul în regulă, dar după aceea n-am mai fost și e bine, na. Măcar o dată pe an să le facem și lor control, așa cum facem și pentru noi sau cum ar trebui să facem și pentru noi. Pe lângă asta, aș vrea să mai discut cu veterinarul și despre pașaport, pentru că în cazul în care noi am vrea să venim în România și am vrea să-l luăm și pe el, din câte am înțeles, s-a mai schimbat din reguli și aparent, cel puțin așa scria pe site-ul guvernului, dacă animalul tău avea pașaport european, nu mai e valid și trebuie să ai, nu mai e valid în momentul în care pleci din UK către altă țară. Și acum nu știu, trebuie să întreb, habar n-am, pentru că până la urmă pașaportul acela european, mulțumesc tanti, hai că m-a lăsat tot tanti să ies aici, pașaportul european pe care îl avem pentru Blue a fost emis din România, nici de cum din Marea Britanie, deci nu văd de ce nu s-ar putea să rămână acesta. Dar, în fine, trebuie să întreb. Păi, dar ce se întâmplă în această parcare? Deci am ajuns, dar jumate de parcare e blocată pentru că se lucrează, nu știu ce Dumnezeu se întâmplă. Și restul de parcare e aglomerată, pentru că, na, dacă jumătate de parcare e blocată. Bun, hai că vă las, intru în magazin, nu știu dacă o să filmez, pentru că o să iau și coș dintre acela, cred, și o să am mâinile ocupate, dar vă arăt acasă ce am luat. Hai, mi-e foarte, foarte cald.
Era mai cald afară decât mă așteptam. Eu am plecat cu plovuri pe mine, dar nu era cazul. Și am transpirat. Voiam să filmez cu camera, cu camera mea, dar nu îi găsesc cardul de memorie. Știu că l-am avut în vacanță cu mine, l-am avut drept card de backup, în caz că se întâmpla ceva cu cardurile noastre. Știu că atunci când ne-am întors l-am scos, l-am pus aici pe masă și ce s-a întâmplat după cu el, nu știu. O să trebuiască să-l caut, dar n-am timp de el acum, o să fac asta mai târziu. Am zis să vă arăt repede cu ce m-am întors și apoi să mă întorc la treabă. Vreau să zic că m-au luat un pic nervii prin magazin pentru că e în renovare și îl tot renovează de câteva luni bune. Știu că ultima dată renovau la partea de mobilă și era închisă toată partea aia, dar de data asta au început să renoveze părți din magazin cu raioanele pe care le știam eu și la care, sincer, aveam nevoie. Și pentru că au golit o parte din magazin, cumva le-au îngrămădit pe toate prin alte raioane, prin alte rafturi și a trebuit să mă învârt acolo o grămadă până să găsesc ce aveam nevoie, dar în principiu am cam luat cam ce voiam. V-am zis, mă mai uitam așa la decorațiuni să văd dacă găsesc ceva interesant, dar nu prea. Hai să încep cu treaba asta. Vă ziceam că vreau să o cumpăr pentru Bloom. Deci, practic, pui bolurile de mâncare pe el și este și impermeabilă din plastic. Bine, asta de fapt e pentru căței, dar cele pentru pisici erau prea mici și am zis că el, având și fântânica care ocupă destul de mult spațiu și pet feeder-ul automat, e mai bine să iau una dintre aceasta mai mare. Asta a fost 2 lire și sper eu să fie mai ok. Apoi am găsit cutie pentru legume. Are 13 litri, parcă, da, 13 litri și îmi place că se închide capacul și că oarecum legumele vor fi protejate de umiditate și are și agățătoare. Asta a fost 5 lire, dar să știți că este dintr-un plastic foarte, foarte calitativ. Bun, apoi am luat un prosop care mi s-a părut că are un model foarte, foarte interesant. E prosop de mâini și e gri și arată cam așa. Ăsta a fost 4 lire. O să trebuiască să mă duc chiar acum să-l pun la spălat. Apoi am luat un platou. Acesta e de plastic, însă să știți că e dintr-un plastic dintre acela dur. Am zis să, nu știu, să mai pun fructe pe el, poate când vin musafiri sau când ieșim în curte. Și, na, mă gândesc afară de obicei să sparg destul de repede, nu știu, castroane, platouri și am zis să fie de plastic. Și am mai găsit și acest bol care era redus de la 3 lire și jumătate la 1,75. Tot așa pentru salată, mă rog. Apoi am luat un gel de duș de la Nivea. Chiar speram să găsesc acest gel de duș cu această aromă de portocală. Doamne, deci ăsta și celălalt pe care l-am luat, pe care o să vi-l arăt imediat, sunt preferatele mele geluri de duș. Sunt gelurile mele de duș preferate, de fapt, trebuia să fi zis. Din toate timpurile, de la orice, nu știu, sunt numărul 1. Pentru că au un miros atât de nostalgic pentru mine. Mai ales ăsta cu portocală. Știu că la noi în țară înainte se numea Happy Time și era exact cu portocale și știu că îl foloseam încă din generală și mi-aduce aminte de verile din copilărie, doamne, miroase excelent. Dacă nu, mi-e greu să cred că nu îl știți, că cred că toată lumea îl știe, dar dacă cumva nu l-ați încercat, chiar vă invit să o faceți pentru că este genial. Și celălalt pe care l-am luat este acesta cu Starfruit. Asta vine cam pe locul 2 după acesta, dar și ăsta miroase incredibil de bine. Pe ăsta încă-l mai am în baie, care ziceam că e pe terminate, ăsta este, dar l-am recumpărat. Astea nu aveau prețuri la raft și nici nu am luat bonul de la casă, dar știu că astea mici de obicei sunt 1 lire, iar astea până în 2 lire, poate chiar 1,75 lire, ceva de genul. Oricum, super ok. Am găsit burete conjac. Burete de care eu n-am mai folosit de foarte, 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 foarte mult timp și dacă tot mi-a ieșit în cale, am zis hai să-l iau să văd cum e. Sper să nu fie dintre acela foarte dur, pentru că sunt unele care sunt destul de dure. Bine, el acum în momentul ăsta e piatră, se înmoaie abia după ce îl umezești. Dar am zis că dacă o să fie cumva prea abraziv, atunci o să-l folosesc pe corp, ca să fac exfoliere cu el pe corp. Știu că îmi plăcea înainte când foloseam, acum cred că a trecut peste un an de când n-am mai folosit burete conjac. Bun, și mai am cred că 2 lucruri aici.
Da, două lucruri. Am luat o păturică dintre aceasta, pufi-pufi. Ca dimensiunea asta are 130x160 de centimetri, e destul de micuță, dar am zis că vreau să o pun așa, pe spătarul canapelei și, nu știu, să zicem că e o zi în care e mai răcoare și vreau să mă învelesc așa sau să țin ceva pe mine, o să iau pe aceasta. A fost doar 6 lire, era ceva, nu știu, preț special sau o chestie de genul, era un stand acolo unde zicea special price, whatever. Și am mai luat o cutie de bijuterii. Aceasta a fost 6 lire, deși era la standul de reduceri și e posibil să fi fost mai puțin, dar vai, pentru că n-am luat bonul, nu știu cât a fost exact. Bun, deci arată așa. Are aici butonelul acesta, e din material. Și înăuntru arată așa. Eu o să vreau să-mi fac un declutter pe la bijuterii, să mai arunc din gablonțuri. Sincer, nu prea aș mai vrea să mai îmi cumpăr gablonțuri. Aș vrea să încerc să-mi cumpăr bijuterii mai de calitate și atunci, pentru că probabil nu o să fie extrem de multe, o să le țin în cutie și, na, dacă o să mai fie nevoie și în celelalte cutii pe care le am la momentul acesta. Dar, da, în principiu cam ăsta e planul. Am luat cutia asta ca să o folosesc pentru bijuteriile care îmi vor rămâne. Poate facem declutter împreună zilele astea, oricum sigur nu azi. Asta a fost haul-ul. O să mă duc să bag la spălat atât păturica cât și prosopul, să duc fiecare lucru la locul lui și o să ne auzim mai târziu când merg la veterinar. Momentan trebuie să mă întorc la treabă și na, sperăm că totul va fi bine diseară. I see marvels, I see titans, and some troubles that everybody has to face, that no one really can erase, and they hide away from it. Vedem din același unghi aiurea din mașină, dar din păcate va trebui să mă suportați așa, cel puțin până când îmi voi lua un suport pentru telefon. În altă ordine de idei, am terminat la veterinar. Bine, am terminat de vreo oră, dar am mai stat pe acasă că mai aveam de rezolvat niște chestii pe la laptop. Iar acum am plecat la magazin, la un magazin de animale, ca să cumpăr nisip pentru Blue. Eu aveam de gând să cumpăr nisip când am fost la Costco în weekend, pentru că acolo îl găsesc la cel mai bun preț. Însă mai aveau decât o singură pungă la raft, care era ruptă și nu puteam să o iau și am zis că, ok, mă duc și iau de la Pets at Home, chiar dacă prețul e dublu, dar asta e, n-am ce să fac. Bun, să vă povestesc ce s-a întâmplat. Noi am fost la veterinar, la un control de rutină, pentru că, v-am zis, n-am mai fost de anul trecut de după operație și, na, am vrut să îl duc să văd că e totul în regulă. La cabinetul acesta veterinar la care am fost acum e pentru prima dată când merg, pentru că, na, vă dați seama că dacă ne-am mutat a trebuit să schimbăm și veterinarul și am dat o doamnă din Polonia foarte, foarte, foarte drăguță și părea că știe ce face. L-a luat pe Blue, l-a cântărit, l-a ascultat la inimă, l-a palpat pe la burtică, a zis că totul e în regulă și am cerut și niște analize de sânge. Doamna m-a întrebat ce pachet aș vrea, am înțeles că avea un pachet basic care includea doar o hemoleucogramă și biochimie și mai avea un pachet extra care le includea pe cele două menționate plus alți parametri pentru rinichi, pentru ficat și încă alte ceva chestii, în fine. Și am zis că vreau pachetul acela extra ca să-i fac un set complet de analize și să mă asigur că totul este în regulă. Rezultatele au și venit deja, că doamna mi-a zis că durează cam jumătate de oră să le prelucreze pentru că au laboratorul lor propriu și mi-a zis că analizele s-au întors perfecte. Deci nimic nu era ieșit din parametri. Mi-a zis că doar, de fapt, un singur parametru a ieșit un pic scăzut la ficat, dar nu mi-a zis exact denumirea lui. Însă mi-a zis că nu prezintă semne de îngrijorare. Deci nu e, adică e foarte, foarte puțin sub limită. Deci totul e în regulă. După care am întrebat de mâncare. Mâncarea pe care eu dau lui Blue este de la Royal Canin, se numește Urinary sau Urinary SO. O mâncare medicală, să zic așa, sau de fapt cu un fel de tratament în ea pentru pisicile care evident au avut probleme urinare.
Blue a avut la vezică struviți, parcă așa se numesc, în momentul în care a fost operat și la momentul respectiv mi s-a recomandat această mâncare, însă nu mi s-a zis dacă să fie pe termen lung sau dacă, nu știu, nu mi s-a zis, mi-a zis doar să-i dau mâncarea respectivă și atât. E, și la un moment dat am vorbit eu un vlog despre mâncarea pe care eu dau lui Blue. Și o tipă foarte drăguță care mă urmărește mi-a zis că și pisicul ei a avut aceleași probleme și că i-a dat aceeași mâncare. Și însă ea i-a dat mâncarea doar pe, nu știu, câteva luni, nu pe termen lung, pentru că aparent poate cauza aciditate mare la stomac, lucru care mie nu mi s-a zis de către veterinar. De aceea am decis să discut treaba asta cu veterinarul acum. Și doamna doctor mi-a recomandat să mi-a recomandat să mai luăm o probă de urină, să ne asigurăm că totul este în regulă, că nu există cristale, că nu, nu știu, că nu e aciditatea ridicată în urină și așa, și bazat pe rezultatul de la proba de urină, atunci vom decide ce facem și cu mâncarea. Drept pentru care mi-a dat un drept pentru care mi-a dat un nisip special care nu absoarbe. Bă, dar o mai fi deschis? Câte ceas? Hai că termin repede să vorbesc și apoi mă duc să văd dacă e deschis. E un nisip special care nu absoarbe lichidul și cu o pipetă pui apoi în neprobetă urina și, mă rog, trebuie să o duc mâine sau poi mâine să vedem care este treaba. Și cred că o să mă duc repede să văd dacă mai e deschis la magazin și apoi mă întorc să vă mai povestesc încă un lucru care mi se pare important de menționat. Pentru cei care vor să călătorească din UK către Europa cu animăluțele lor. Poate sunt persoane care mă urmăresc și poate vor să știe că regulile s-au cam schimbat. Dar vă povestesc asta după ce mă întorc din magazin. Gata, hai că am găsit nisip. Nu l-am găsit pe cel pe care îl iau eu de obicei, dar am găsit un altul. Ce voiam să vă mai povestesc eu este, cum am zis, despre călătoritul cu animăluțe din UK către Uniunea Europeană. Regulile s-au cam schimbat de când cu Brexit-ul, în ideea în care înainte puteam călători cu pașaportul pe care l-aveam emis din România, pașaport pentru Blue mă refer, însă din câte am înțeles acum nu mai există pașaport european, nu mai există de fapt niciun fel de pașaport, se poate călători pe baza unui certificat de sănătate emis de DEFRA, o să vă scriu undeva pe ecran, sau de anumite cabinete veterinare, însă mare atenție că sunt multe cabinete veterinare care nu vor să se ocupe cu așa ceva pentru că regulile se tot schimbă. Din câte am înțeles, trebuie să fie și vaccinul de rabie făcut. Blue l-are făcut deja, e valabil până în 2023. Și din câte am înțeles, acest certificat se eliberează cu minim 7 zile înainte. Nici doamna veterinar nu era foarte sigură pentru că a zis că ba au fost cu 7 zile înainte, ba cu 10 zile înainte, se tot schimbă. De asta e important de urmărit site-ul guvernului. Asta așa ca paranteză în caz că vă interesează. Stăți așa că mă sună tata, o să-l sun imediat înapoi. Și cred că tot, nu cred că mai aveam nimic să vă spun. Cu vaccinul de rabie, nu știu, nu sunt 100% sigură, dar cred că trebuie făcut cu ceva timp înainte de data plecării. Nu sunt sigură exact cu cât timp înainte, posibil o lună, 21 de zile, nu știu, trebuie să vorbiți cu veterinarul în cazul în care vă aflați în situația de a pleca cu un animaluț din Marea Britanie către România, în principiu, presupun că, na, mă gândesc că doar români mă urmăresc oricum. Astea ar fi regulile pentru pisici, nu știu dacă la căței sunt diferite, dar oricum, ideea e că se tot schimbă, nu se mai circulă doar cu pașaportul acela pe care, cu care călătoream înainte. Spre exemplu, când am fost prima dată în România cu Blue, doar pașaportul ne-a trebuit și vaccinurile la zi și de parazitarea, bineînțeles, făcută. Dar, da, o să ne interesăm. Noi ne gândim că poate reușim să mergem în țară prin iarnă de sărbători. Nu e nimic bătut în cuie, dar așa am vrea. Acum, na, să vedem. Bun, să-mi pornesc și eu mașina. Bine că am intrat în magazin pentru că mai erau 10 minute și se închidea magazinul, se închide la 8. Și, apropo, unghiile încă n-am reușit să mi le fac. Poate reușesc mâine totuși. O să mă mai duc până la un supermarket ceva să scap buzile ăsta. Să iau aș vrea să văd dacă găsesc tartă dintre aceia cu fructe, de v-am arătat în vlogurile trecute. Și s-ar putea să găsesc că sunt lângă Sainsbury's aici. Și apoi mă întorc acasă și
văd ce mai am de făcut prin casă și noi probabil o să ne auzim mâine sau zilele viitoare, nu știu exact. Hello! Ce faceți? Este ora 7 și 10 și astăzi n-am filmat deloc, decât pe Blue, câteva cadre, pentru că nu... N-am făcut mare lucru, să fiu sinceră. Am fost doar până la magazin să duc ceva la poștă, pentru că au sediu poștal acolo. Și apoi am fost la veterinar să duc proba de urină a lui Blue. Știți că vă spuneam ieri că trebuie să duc o probă de urină. Au spus că mă sună pentru rezultat fie în seara asta, fie mâine. Deja e trecut de 7, la 7 închid, deci mai mult ca sigur o să mă sune mâine. Am zis să facem declutter la bijuterii și să le aranjez în această cutie. Cum vă spuneam ieri că o să fac, bine, nu știam sigur dacă o să fac azi sau nu. Și mi-am adus aici treaba asta în care îmi țin cerceii și inelele. Și mai am și aceste două treburi în care am cercei mai mari și brățări. Mai am de asemenea și lănțișoare, dar lănțișoarele sunt puse undeva aici sub birou agățate. O să intru și acolo să fac curat. Dar vă spuneam ieri că vreau să renunț la majoritatea gablonțurilor. O să păstrez ce este de argint, de aur nu am bijuterii, și o să mai păstrez și dintre gablonțurile care încă arată bine sau pe care le-am de mult timp și încă arată bine. Uite, stați așa să vă arăt. De exemplu, cercei, mă rog, e unul singur, dar cerceii aceștia sunt gablonțuri și nu au ruginit absolut deloc. Ei de la bun început erau un pic mai negricioși așa, pentru că așa era modelul, nu erau auriul acela foarte deschis, și pe ăștia i-am de vreo 5 ani, nu vine să credeți. Țin minte și acum dădusem 8 lei pe ei și încă s-au păstrat excelent. Și da, am zis că de acum încolo nu o să mai cumpăr gablonțuri, o să cumpăr efectiv bijuterii de argint. De aur nu prea, că nu prea sunt eu cu aurul, dar mă rog, ca idee. Vreau să renunț la multe, multe dintre bijuteriile pe care le-am în momentul de față. A, și voiam să vă arăt setul ăsta de cercei. L-am luat de pe Shein sau de pe AliExpress în urmă cu un an, doi. Și n-am purtat decât două perechi, cred, de aici. Ei sunt drăgălași așa. Motivul pentru care nu i-am purtat este că au tija de plastic. Stați să scot unii să vă arăt. Și efectiv, toate perechile, mă rog, toate, două dintre cele pe care le-am purtat, vedeți, au tija de plastic. După prima purtare, li s-a rupt tija și, sincer, nici nu prea mă mai dau un vânt așa după ei, mi se pare că arată foarte ieftin, nu știu, bine, voiam să zic că nu știu de ce i-am comandat. În poză, când i-am comandat, vă dați seama că arătau mai bine, dar nu, o să mă descotorisesc și de aceștia, pentru că n-are rost. Da. Bun, și o să încerc să pun toate bijuteriile în această cutie și în aceste două cutii. Sincer, când vine vorba de cercei mari, la ei nu prea aș vrea să renunț, chiar dacă sunt, cum ziceam, gablonțuri, dar aceștia îmi plac, sunt mai deosebiți și cred că am doar câteva perechi dintre ei pe care vreau să le dau deoparte. În rest, o să le păstrez, nu musai că le port, dar îmi plac. Îmi plac cum arată și țin acolo de... nu știu, ca amintire. Așa că o să vă dau jos de aici de pe birou, o să lungesc picioarele la trepied ca să vedeți exact ce fac aici. Probabil o să vă dau pe fast forward și o să vă arăt ce am păstrat. Mă gândesc că așa ar fi cel mai ok să vă arăt direct ce păstrez, că din ce arunc o să fie sigur mai mult de jumătate. Deocamdată am terminat cu această cutie, o să vă arăt imediat ce bag în ea, dar am zis să trecem la cerceii mari, să vă arăt ce păstrez și ce nu, pentru că aici, dacă intru în ei cum ar veni, o să-i pun pe toți grămadă, că n-am, efectiv nu am cum, sau
Mă gândesc acum oare aș putea să-i pun... Dar nu, chestia asta s-a făcut urâtă, cred că nu. O să-i pun aici unii cu alții și aia văd eu cum îi găsesc după aceea. Oricum, ideea e că nici nu prea mai purtat tricei dintre aceștia mari. Și v-am zis că pe majoritatea îi păstrez pentru că mi-e drag de ei. Nu musai că îi mai și port. Dar, da, de aici, sincer, nu cred că o să arunc foarte multe. În primul rând, am această pereche de cercei care mi se par super adorabili. Nu știu cât vedeți voi, oare să vă... Nu știu cum să vă pun. Sunt așa niște căpșunele foarte, foarte simpatice. A, uite că acum se vede bine. Cred că trebuie să vi arăt în prim plan. Uite și cerceii ăștia, mă rog, sunt doi, dar îmi se vără doar unul oricum. Cu papagali. Majoritatea cerceilor ăstora sunt luați de pe... Shein, stați că nu în asta mică voiam să-i pun, în asta mare voiam să-i pun, ca să stea ca lumea și sunt o grămadă, o grămadă de fire de păr, pentru că așa e la mine, eu dacă nu năpârlesc în toată casa, nu mă simt bine. Bun, să caut și celălalt papagal, uite aici, așa, căpșunelele, cum ziceam, ăștia mi-au plăcut super mult, dar cred că a venit timpul să renunț la ei, pentru că perluțele s-au făcut urțele tare. Unde este perechea de la acesta? Aici. Și ăștia iarăși sunt foarte, foarte drăguți. Niște inimioare simpatice. Îi las și pe ăștia aici. Pe ăștia îi luasem de la Primark. Hai că îi las și pe ei. Că încă arată decent. Sunt efectiv niște lanțuri. Ăștia iarăși îmi plăceau foarte mult. Nu cred că îi mai port, dar îi las și pe ăștia aici. În schimb, niște cercei care îmi plac cu adevărat și pe care i-am purtat foarte mult sunt aceștia. I-am luat de la H&M și sunt așa în 3D, mi se par superbi, mai ales la ureche arată excelent. Să vă rog doar unul să vă dați seama, sunt niște flori. Superbi, superbi, îmi plac la nebunie ăștia. Uite, cireșuțele. Ah, cireșuța asta s-a încurcat în lănțișor. Așa, pe ăștia am avut în vacanță în Grecia, ăștia cu siguranță rămân, sunt și cei mai noi cercei de genul. Hai să vii, mai arăt odată, poate nu i-ați văzut. Mai am aici o pereche de cercei perfecți pentru Crăciun. Pe ăștia am primit de la una dintre prietenele mele. Cu cadouri. Perechea asta cu steluțe iarăși îmi plac și au fost purtați enorm. Enorm. Au început să se înnegrească un pic. Nu să ruginească, măcar să înnegresc uniform. Dar îi păstrez oricum pentru că îmi plac. Pe ăștia parcă îi luasem de la Claire's, dacă nu mă înșel. Cercelușii aceștia... Foarte simpatici, aveau cândva și un frățior lănțișor. Pe ăștia îi primisem de la verișoara mea, sunt de argint. I-am de foarte mult timp din liceu, cred. Și îi păstrez. Cerceii ăștia în formă de cruce, cred că o să-i arunc, pentru că ăștia au început să se ruginească. Și pe ăștia o să-i arunc. Ăștia sunt cei mai ruginezi dintre toți, cred că, dintre cei mari. Pe ăștia îi păstrez la fel și ăștia au fost purtați extrem de mult. De pe AliExpress, cred că i-am luat pe ăștia. Ăștia cred că o să-i dau deoparte, nu mi-au plăcut niciodată, nu i-am purtat niciodată sau poate prin vreun clip ceva eu i-fi purtat, dar nu, ăștia nu. Ăștia rămân, vin foarte interesant pe după ureche. Și cred că asta ar fi ultima pereche de flamingo. Pe ăștia îi primisem, cred că de la Milana Petrov, dacă nu mă înșel, în urmă cu vreo 2 ani. Bun. Mai am aici o curea de la Apple Watch, pe care nu o mai port. Și mai am și cercelul ăsta, pe care cred că o să-l arunc. Are și un frățior aici, care a fost purtat și care a ruginit deja. Ăsta nu a fost purtat, dar ei vin așa cu clips pe după urechea asta, s-ar prinde în cartilaj sus, dar sunt atât de dureroși și din cauza asta nici nu i-am mai purtat. Așa că o să-i dau deoparte. Ăștia îi păstrez. Ups. Ăștia îmi place să-i port și sunt noi. Da, bun. Și cred că... lănțișoarele trebuie să le mai fac. Imediat fac și lănțișoarele și revin. Am zis că o să vă arăt mai întâi repede la ce renunț ca să pot elibera masa și apoi trecem la cele pe care le păstrez. Îmi cer scuze pentru scârțituri, dar e de la trepied, nu știu ce să-i fac, dar cum îl mișc un pic scârție, așa că sper să nu se audă foarte tare. Bun, hai să trec repede. Deci am zis că o să arunc această pereche de cercei. Am acest colier cu perle care, stați așa să vă arăt, uitați și voi.
S-a făcut, așa de fapt a fost de la început, cu spațiu între perle. Bărțara asta a fost foarte frumoasă la vremea ei. Cred că este și din argint, dar i-au căzut foarte multe pietricele și din păcate nu o mai pot purta. Cerceii aceștia despre care v-am spus. Acest inel din nou iarăși, din nou a fost foarte frumos, mi-a plăcut la nebunie, dar i-au căzut pietre și nu mai arată bine, i-au căzut și pe partea asta pe aici, chiar nu mai arată bine, nu mai merge purtat. Ăsta e ceva dintr-un set de pe AliExpress. Colierul acesta încrustat în pietrecică cu inițiala mea pleacă și acești cercei, vi-am arătat mai devreme. Și acești cercei sunt micuți dintre aceia Simply Hoops de la Primark, dar au ruginit. Ăștia s-au păstrat foarte bine în timp, vreau să zic că i-am de vreo 3 ani, cred că. Și în continuare arată decent, dar pietricelele parcă au început să se înverzească, sunt de pe AliExpress. Ăștia vi-am arătat, de fapt la cercei cred că o să sar peste, că v-am arătat ce cercei o să arunc. Aici am două brățări copie după Pandora, dar nu le port și n-are rost să stea. Colierul acesta de pe AliExpress sau Shein, dar cred că AliExpress, este negru. Iarăși am aici un colier dintre acesta cu lanțuri, care văd că s-a încurcat cu altul, care e negru oricum, sau ruginit, sau au ruginit de fapt. Iarăși un lănțișor, tot de pe la Primark. Ok, asta nu știu cum aș putea să vă arăt, în principiu multe lănțișoare. Alt lănțișor, un inel și aici am multe perechi de cercei și inele, care sunt tot așa gablonțuri. Uite, ăștia mi-au plăcut la nebunie. I-aveam de la mama mea. Practic, partea asta vine în față, iar guguloaia asta vine în spate. Însă, vedeți? S-au stricat, din păcate. Inele, uite, deci inelul ăsta așa ciudă mi-a fost pe el. L-am cumpărat dintr-o bijuterie specializată, deci nu de pe AliExpress sau cine știe ce. Mi-a fost vândut ca fiind de argint și ia uitați. Vedeți? S-a înnegrit, efectiv. Și da, multe perechi de cercei și, cum ziceam, inele, care fie au ruginit, fie nu au mai fost purtate de foarte mult timp și a venit vremea să renunț la ele. Ok, o să iau toată guguloaia asta aici și o să le pun. Cel mai probabil ce voi face cu ele, ca să nu le arunc fix în gunoi, le voi lăsa la poartă. Pentru că în Marea Britanie cam așa se procedează, când nu mai ai nevoie de ceva, dar care mai poate fi folosit în principiu, îl lași la poartă și vine cineva și îl ia. Cam așa se practică. Aici am o de-asta plină cu cheițe, cred că o să le păstrez pe cele metalice, iar restul le voi da deoparte. Bun. Acum că am făcut și asta, uite, a mai rămas un inel aici. A, și mai am chestia asta, pe care la fel o voi goli, e plină cu chestii neimportante, o voi goli, dar o voi păstra, că nu se știe, poate să-mi trebuiască la alte lucruri. Hai să trecem la lănțișoare, astea să le dau și pe astea jos de aici. Bun, în primul rând, ai, nu te încurca, în primul rând am un colier cu perle, bineînțeles, nu sunt perle adevărate, dar este mult mai de calitate față de cel pe care vi l-am arătat înainte, pe ăsta l-am luat din Mallorca în toamnă când am fost. Mai am aici un lănțișor încrustat cu pietre, nu este de argint nici acesta, dar e destul de nou și nu are nicio urmă de înnegreală. Probabil o să-l port o dată de două ori și apoi o să se negrească, dar am zis să-l mai păstrez. Am acest lănțișor, care e în propriu zis un lănțișor, e de fapt un șnur de nylon cu o pietricică, e cred că cel mai recent cumpărat și îmi place foarte, foarte mult că la gât iese în evidență doar acea pietricică. Cum să le iau ca să nu le încurc? Ok, am acest lănțișor pe care tot așa l-am primit recent de ziua mea, de la niște prieteni. Are un pandantiv super drăguț cu pietricele. Lanțul ăsta îmi place la nebunie. Cred că m-ați văzut despurtându-l pe acesta prin clipuri. Stați așa să vă pun pe masă aici. Este dintre acesta din două lănțișoare cum ar veni și are un pandantiv cu un copăcel încrustat cu pietricele. Îmi place la nebunie lănțișorul ăsta pentru că felul lui de a fi așa de sus până jos e genul de lănțișor care lucește foarte, foarte frumos din orice unghi, în orice lumină și e din argint acesta și acesta e din argint. Dar ăsta cred că e ceva suflat cu aur sau ceva de genul. Bun. Am aici un alt colier pe care inițial am vrut să-l dau deoparte, dar
am zis să-l mai păstrez. Nu cred că este din argint sau ceva. Știu că l-am luat dintr-un second anul trecut și teoretic ar trebui să imite formula chimică a serotoninei. Acest lănțișor care, de fapt, are un pandantiv care se împarte în două, pe care l-am primit de la prietena mea, Ela, anul trecut de ziua mea. El, de fapt, venea cu două lănțișoare. Era genul de colier pentru best friends. Jumătate poți trai tu, jumătate cea mai bună prietenă, dar pentru că ea nu este aici cu mine să-l împărțim, am dat un lănțișor jos și am păstrat un singur pandantiv. Bun, și aici, ca să nu mai stau să le scot, am trei lănțișoare pe care le-am de foarte mult timp. Sunt de pe AliExpress, într-adevăr. Unul este cu anul meu de naștere, unul este cu o cruciuliță. Să știți că nu sunt set, dar nu mai închep să le desfac de acolo, că deja văd că s-au încurcat. Cu o cruciuliță care vine pe orizontal, așa. Haide, mai focus. Și acesta care este pur și simplu plat. Nu le-am aruncat pentru că, sincer, le-am de aproape 4 ani și am și făcut baie cu ele, le-am și parfumat și încă rezistă eroic. Bun, asta cu lănțișoarele. Cerceii vi-am arătat, cerceii mari mă refer. Să trecem la cutia aceasta mare. Am păstrat în felul următor. Am pe primul rând aici cerceii dintre aceștia hoops, mini hoops, care, pe care îi port în piercingurile mele adiționale de la urechi. Prima pereche de cercei pe care v-am arătat-o, nu știu cum să fac să nu mai îmi focalizez mâna, stați așa să mă mut. Următoarea pereche de cercei cu piatră de chihlimbar ceva, sunt de argint, sunt negri, deci majoritatea cerceilor negri pe care îi vedeți aici sunt de argint, dar pentru că nu au mai fost purtați de foarte mult timp, trebuie curățat și mă voi ocupa de asta în cât de curând, când voi avea timp. Perechea asta de cercei cred că o am de la mama soacră. Și din câte țin eu minte, parcă sunt cristale Swarovski. Pe aceștia i-am de la părinții mei. Erau set, de fapt sunt. Ah, dar eu mai am niște lănțișoare, stați așa. Mai am niște lănțișoare aici, dar toate sunt de argint. Mă rog, mai cu excepția ăstoia. Ăsta nici măcar nu e un lănțișor, e un, în fine, accesoriu. Am aici câteva lănțișoare de argint pe care plănuiam să le curăț, cumpărasem și o soluție de curățat argint, dar între timp m-am mutat și de atunci am uitat, așa că le păstrasem aici. Mi-am adus aminte pentru că perechea asta de cercei de aici avea și un, are și un set cu lănțișor, care se află în cutia aceasta, cum vă spuneam. Bun, trecem mai departe. Ăștia, nu știu, i-am cumpărat recent, nu cred că sunt de argint, dar arată bine. Ăștia i-am de la Adi. Perechile astea două sunt de la Primark. Ăștia nu mai știu de unde am luat. Ăștia sunt de argint și ăștia sunt de argint. Deci ăștia sunt luați cam din aceeași perioadă. Sunt cadou de la bunica mea și sunt tocmai de la banchetul din clasa 8-a. Deci, da. Și partea asta, adică v-am zis, ambele sunt de argint, dar trebuie să curățați. Ăștia îi luasem de pe AliExpress și au rezistat eroic. Altă pereche de argint, niște albinuțe drăguțe care se mențin bine, nu sunt din niciun material prețios. Îmi cer scuze, am fost întreruptă. Albinuțele astea drăguțe, cred că tot de pe AliExpress le-am luat, sau de pe Shein, dar rezistă foarte bine. Iarăși un inel de pe Shein care s-a păstrat foarte bine. Ăsta este un inel primit de la prietenele mele când am fost în țară ultima dată. E de argint. Iar restul inelelor pe care le mai am nu sunt de argint, dar s-au păstrat foarte, foarte bine și de asta le-am mai acordat o șansă. V-am zis că nu. Adică, deși planul inițial era să arunc toate gablonțurile, mi-am dat seama că dacă le arunc pe toate, rămân cu nimic. Așa că am decis să le salvez și pe cele care încă mai pot fi purtate și pe care le-am purtat cel puțin o dată, măcar în ultimul an. Pentru că, sincer, în ultima vreme, nu prea am mai purtat. Am o pereche de cercei, aceștia, din urechea mea, pe am să vi arăt. Păștea, în ultima vreme i-am purtat cel mai des, dar nu vrea să pună focus pe ei. Da. Pentru că sunt cei mai noi din colecție și poștea i-am purtat și de obicei mi se întâmplă în momentul în care am o piesă nouă, fie ea de îmbrăcăminte, fie de bijuterie, de așa, le port în continuu și uit de celelalte. Continuăm. Aici am câteva brățări și câteva pandantive. Haide focus. Am aici o brățară pe care o am de la Adi de mult timp și îmi place foarte mult. Asta e de la Primark, dar încă arată bine și așa, foarte blingy-blingy. Pasta mi-am luat-o de ziua mea anul acesta de la TK Maxx, este de argint. Am o brățară Pandora
Și mai am aici o brățară, tot așa, care e de foarte mult timp. Nu cred că e de argint, dar e ceva din oțel inoxidabil, ceva, sau nu știu. Și mai am câteva... și mai am și brățara asta, pardon. Tot de la Adi. Și mai am câteva pandantive pe aici, rătăcite. Broșa aceasta, care mi este foarte, foarte dragă, cu o bufniță. Asta e tot. Deci, colecția mea de bijuterii se rezumă doar la ce... Ați văzut numai ce, m-au luat și căldurile pentru că este foarte cald, foarte, foarte cald. Vreau să le găsesc un loc, probabil o să le pun undeva pe birou, ca să am mai ușor acces la ele și să nu mai uit de ele și să încep să port și eu mai des bijuterii. Bine, mai am brățările astea două de la mână și cam atât. Cam astea sunt toate bijuteriile mele. Mă bucur, parcă mi-am luat o piatră de pe inimă acum că am făcut curățenie în ele și că în sfârșit... Nu mai țin toate tinichelele posibile. Deci uitați și voi cât de multe pot să fie aici. Da, o să leg cumva cu scoci cutia asta și o să o duc afară și cine vrea să o ia, să o ia și aia e. Cam atât pe seara asta. O să mă duc și o să beau ceva rece sau să mănânc o înghețată sau nu știu, că mi-e foarte cald afară. Azi au fost vreo 24 de grade, dar casele din Marea Britanie... se încălzesc foarte repede, mai ales dacă nu există aer condiționat. Noi avem un fel de aer condiționat, e aer condiționat portabil și îl mutăm de colo-colo, dar cred că pe viitor o să instalăm un aer condiționat în adevăratul sens al cuvântului, pentru că vara e teribil și mă plângeam că treaba asta se întâmplă din cauza faptului că locuințele nu sunt foarte bine izolate, însă casa în care ne-am mutat este extrem de bine izolată. Iarna e foarte cald. Dar uite că și vara se face super cald. Da, o să ne trebuiască un aer condiționat. Asta e clar. Bun, mă pun și o să strâng ce am împrăștiat pe aici. Și noi ne auzim mâine sau poimâine sau nu știu, vedem. Bun, acum că m-am spălat, m-am dușat, m-am uscat pe păr, voiam să vă arăt că mi-a venit o comandă de pe Amazon, mi-am luat trei chestii. Mi-am luat în primul rând o cremă de față, este de la Puritos, se numește Centella Green Level Recovery Cream. Nu mai știu sigur dacă la Iguanița am văzut-o, posibil să da. Știu sigur că la ea am văzut crema de ochi din aceeași gamă, dar nu mai știu sigur dacă avea și crema de față. Însă voiam neapărat să-mi iau o cremă de față de la Purito și după mai multe cercetări am considerat că asta mi s-ar potrivi cel mai bine. Crema asta practic ajută pielea să-și refacă bariera, cum ar... Am făcut și o rimă. Mă rog, ajută pielea să se refacă în principiu. Dacă ai iritație sau dacă ai, nu știu, anumite traumatisme asupra pielii, crema asta aparent te ajută să îți refaci tenul și pe ea zice așa că este din ingrediente provenite din plante, că are 50% extract de centela asiatica, ce mai are niacinamide. O să vedem cum o să mă împac cu ea, o să vă țin la curent în orice caz. Și mi-am mai luat un concealer de la Revolution, Conceal and Define, acesta este... Sper că îi face focus. Eu mai avut cu siguranță fondul de ten din aceeași gamă și arăta exact la fel, doar că într-o variantă mai mare, și fondul de ten avea inclusiv aplicator dintre acestea și știu că mi-a plăcut. Despre concealer nu mai țin minte. Tind să cred că am avut și concealer, dar nu mai țin minte ce părere am avut. Și mi-am mai luat și un bronzer de la Sleek, nuanța Fire. El arată... E căzut folia asta de pe oglindă, așa arată. Și sper să fie ok. N-am mai testat până acum bronzer de la Sleek. Am testat doar câteva rujuri și niște palete de farduri. Da, și cam asta a fost intervenția de moment.
Voiam să vă arăt. Ia să încerc să pun pe un puncticel aici. Bine, e cam deschis pentru a fi folosit pe puncticele. Dar am pus mult. Ok, trebuie să știu. Ok, o să mă duc și o să-l dau jos pentru că e mult prea deschis ca să poată fi folosit pe semne sau, mă rog, pe restul feței. Și pentru că e frumos afară, e foarte, foarte bine chiar, ne-am hotărât ca după ce terminăm programul de la muncă să ieșim să ne plimbăm și să mergem să și mâncăm la o terasă. E o terasă din apropiere la care am mai fost noi zilele trecute, nu am vloguit în ziua respectivă, dar au mâncare atât de bună. Doamne, deci cred că e undeva în top acolo, din toate restaurantele la care am mâncat noi de când suntem în Marea Britanie, neașteptat de bine. Și neașteptat de bună, am vrut să zic, mâncarea și prețurile super ok, adică, da. Și mergem să vedem ce putem să ne mai comandăm. Eu am mâncat acolo o friptură, Adi a mâncat burger și... Bine, burgerul de fapt l-am împărțit că era imens și supă de roșii și toate au fost excelente, așa că astăzi mergem să vedem ce mai putem să mâncăm. Am ieșit din casă, gata. Avem un traseu foarte interesant pe lângă râu. Este o alee. Noi știu că mai ieșeam să ne mai plimbăm prin cartier așa lunile trecute și am ajuns pe acolo, pe jos, pe lângă case, pe strădusele de pe lângă case, dar n-am fost niciodată pe aici. Și vedem unde ajungem. În fața noastră e un cârd de gâște și cu puiuți. Ce drăguțe sunt! Da, mergem să mâncăm și după aceea o să ne mai plimbăm în continuare. E foarte bine afară, m-am dat la pantaloni scurți. Chiar e plăcută vremea. Am zis să ieșim să profităm pentru că de zilele viitoare începe ploaia din nou. Fix când vine weekendul. Hai să vă arăt gâsculițele. Ia uite ce ne susuie. Aoleu, dar mie mi-e frică de gâște. Am avut experiențe nasoale cu gâște când eram mică. Ce drăguț ce au făcut oamenii ăștia la casă. Cu băncuța lângă râu. Aș vrea și eu. Și am ajuns. Se numește Spread Eagle. Sau ceva. Da, The Spread Eagle. Ne-am luat câte o bere. Am luat Carling. Asta e berea lor populară și mi se pare cea mai bună din ce am mai gustat. Ne-a venit și mâncarea după un timp de așteptare destul de lung, cred că a durat vreo jumătate de oră, 40 de minute, asta în condițiile în care de obicei mâncarea la pub vine destul de repede, în 15-20 de minute maxim. Dar, în fine, eu mi-am luat aici o pizza cu șuncă și cu ciuperci, Adi și-a luat o pizza cu mai multe, printre care piept de pui, ceapă, mie nu-mi place ceapa pe pizza, deci nu o să gust de acolo, și și-a mai luat și o supă de roșii, care să știți că este foarte bună, de asta am mâncat și ultima dată când am venit aici și chiar a fost bună. Hai, poftă bună!
15 minute de mers până acasă. Între timp ne-am oprit și la Aldi să ne luăm apă pentru că mi s-a făcut super sete. Și cred că o să închei vlogul aici pentru că multe nu se mai întâmplă în seara asta. Și nici nu vreau să iasă iar un vlog foarte lung. Deși cred că și așa o să iasă destul de lung, așa că na. O să îl închei aici și poate de mâine sau de poimene sau în weekend vedem. O să încep altul. Așa că vă mulțumesc tare, tare mult că mi-ați fost alături. Vă îmbrățișez și ne revedem cât de curând cu un nou video. Pa, pa!